ce faci, mă? Am cu prieteni noi. Sunt în câmpul lung. Da, deci am ajuns de la câmpul lung, ne-am teleportat la București și acum... Sunt aici cu Beatrice. Elia. Bună ziua. Știi că aveți skatepark? Da. Sigur? Sigur aveți skatepark, deci trebuie să iau încolo. Da. Trebuie să fac două vloguri așa împreună de ce trei. Și o să fiu cel mare fan. M-am făcut. O să vedeți nou. Postare, școala de patinaj AMB. Familia AMB crește. Știi să filmezi? Nu toată lumea știe să filmeze. Poate te apuci de filmat sau de fotografii pe viitor, că ești tare. Eu? Nu vreau, vreau avocat. Oleu, vreau avocat. Bine, bine domnule, gata, avocat te faci. Deci, vreau avocat, mă fac, sau polițistă. Avocat sau polițistă, am înțeles. Nu sport violent. Hai că n-o folosesc eu, pentru motive bune. Păi, copiii din generația de astăzi știu, sunt super tari, frate. Știu foarte bine ce fac. Super tare. Ia veni la mine. Hei, ești, arăți cam ciudat. Eu mă uitam la bară. Arăți cam ciudat. De ce? Ce e asta de pe capul tău? Are atitudine, frate. M-ai făcut să-mi pun rolele să mă dau pe bară asta, că n-are ceară și aș vrea să vin să filmez ceva mâine. Ok. A zis că s-a dat așa cu rolele pe bară, deși nu am mai văzut asta niciodată. Okay. Are și rolele? Păi Beatrice, mi-a făcut super plăcere, îți mulțumesc mult pentru că ai stat cu mine și mi-ai iertat pe aici. Dacă iau pe role pe acolo, crezi că ajung la blocuri acolo? Da. A prins treaba. Ne vedem la București. Ei, salut pe cei din familia mea, familia AMB. Bine, vă salut. Și ai zis că ai Instagram. Da. Ia spune. Maria Beatrice Ștefania. Asta este Instagramul meu. Și eu zic, descarcă-ți TikTok, fiindcă poți să-l postezi și te vor vedea mai mulți. Și poți să vorbești despre și dacă vor să se înscrie. Tu cum să te-am, cum ai spus? TikTok. TikTok. O să caut să vedem ce e TikTok. Ai net? Acum? Am net, dar mă duc să caut parcul că se întunecă și vreau să mai prind lumină. Și mie să nu plouă. Bine ați revenit într-un episod nou, vă mulțumesc frumos că sunteți alături în aventură. Apăsați butonul de like dacă vă place energia care e aici. Lăsați un comentariu dacă vă place ce se întâmplă. Și dacă aveți vreun mesaj, vreun skatepark, vreun loc în care vreți să mă vedeți pe mine, că mă dau, să-mi trimiteți mesaj, vă rog. Ce este un cățel, dar... Dar? Ce faci, mai? Veniți aici la mine să te uiți, dăm cu rolele? Ce faci? Hei! Salut, zâna! Salut, salut! Ce faci, băi, drăguțule, băi? Kaufland! Foarte tare! Beatrice, ai fost minunată, e super tare! Super tare copiii ziua de astăzi! Foarte puternici, multă energie! Credeți în copiii voștri și vedeți exact ce-și doresc ei cu adevărat! Și încercați să ajungeți acolo pentru ei, dacă nu se poate, faceți tot ce puteți voi! Și faceți-i fericiți! Poate mai filmez ceva, nu știu, vedem. Sunt ce să ajung astăzi la skatepark, dacă nu ajung mâine și o să vreau să fac câteva trucuri pe bara, dar m-am dat astăzi. Stați aproape să vedem ce găsim prin câmpul nostru. Da, din păcate a plouat astăzi. Să mai dau pe bara aia, pe bările alea pe care vreau să mă dau ieri și să merg în skatepark-ul din câmpul Mușel. Cred. Ce drăguț e casa aia asta. Da. Da, deci... păcat a plouat.
din păcate. Da, a plouat și nu pot să mă mai dau. Și mai am de stat câteva ore aici. Deci, data viitoare. Asta o să fac. Da, o să filmez data viitoare când mă întorc în câmpul lung ușel. O să caut skateparkul și o să ne dăm pe bările care vi le-am arătat în mai devreme. Cam asta cred că e pentru câmpul lung ușel, pentru că e ud pe jos și nu am ce să fac. Bun, mai am de stat câteva ore, trebuie să mănânc ceva, cu care iau mașina și mă duc la București. Treabă și lucruri noi, stați aproape să vedeți despre ce e vorba. Continuăm. Mă simt foarte nostalgic în orașul ăsta. Am copilărit dinainte de când aveam, nici nu știu, de când m-au adus ai mei, la un an, doi, trei. Am copilărit în orașul și în orașul mamei mele. Da, foarte frumos în câmpul Mușel. Multă sănătate la toată familia mea din câmpul Mușel. Îmi pare rău că n-am cum să mă văd cu toată lumea. Dar la un moment dat, poate o să ne vedem cu toții. Momentan sunt în trecere pe aici. Am venit să mă relaxez, să-mi relaxez corpul, mintea. Stau și la mama mea, liniștit. Pentru ce urmează. Pentru sezonul ăsta prin care o să urmez. Bun, fii frumoasă, continuăm, mai bine. Vă mulțumesc super mult. Cât de drăguț să fie domnul de la magazin. Domnul de la magazin pe care nu știu, n-a fost în viața mea. Îmi zic că vreau și eu o apă și un pachet de cervețele. Și mi-a spus, păstrează-ți banii. Lasă, ia-le de la mine, să le ai la drum. Să le ai la drum. Vă mulțumesc frumos. Super drăguț. În câmpul lung Mușel, oamenii sunt foarte, nu știu, foarte spirituale, așa, foarte... Vă mulțumesc frumos! Magazinul este pe strada Tudor, lângă strada Tudor Vladimirescu. Dacă vă uitați la acest vlog, să vă duceți să-l salutați pe domnul minunat din partea mea. Să-i urați multă sănătate și fericire! Foarte drăguț! Să faceți ziua mai frumoasă și ceva. Nu e vorba neapărat de bani, dar gestul contează. Foarte frumos! Multă, multă dragoste! Toate cele bune. Zi repede ce vezi aici. Masiv loc. Nu te joci aici. Da, mergi. Da. Gânduri bune și frumoase. Gânduri bune și frumoase. Continuăm, revenim. Poate o să mai filmez ceva până la București. Dacă nu, tot să aproape. Vlogul ăsta o să aibă câteva zile, așa că vă arăt mai multe lucruri. Energie bună, energie bună și frumoasă. Pozitivă, creativă. Mai bine. Suntem aici, nu știu unde sunt de fapt. Sunt la o sesiune foto cu... O să vedeți oricum o să dați link în descriere. Cei de la Orzeală, firma mea preferată de haine din România, după AMB, de fapt, cred că înainte sau după, nu știu care. Oana! Efrem! Și Efrem! Hei! Sunt în spate la Orzeală. Sunt de mult. V-am tot povestit de Orzeală, foarte multe lucruri. O să fac la un moment dat, nu știu, un vlog numai despre asta, în care vă arăt mai multe chestii și poate, nu știu, uitați-vă în familia asta, că eu susțin super mult și îmi place super mult ce fac, că e o energie super puternică și m-ați întrebat de unde am hainele care le port de multe ori. Orzeală! Mulțumim! Și eu mulțumesc! Ce faci? Sunt ocupat cu asta. Viitor, legenda acolo, în familie. Ce faci? Cum ai ajuns aici la treaba asta? Treaba asta, de fapt, da, a fost de pasiune, știi? De pasiune? Pentru România și așa, pentru o româncă. Tare! Familia e mare aici. Mare nu și chiar, de fapt, îmi place streetwear și faptul că eu lucrez foarte mult cu sportive și îmi place sportul, deci legătura s-a făcut ușor. Super! A fost tradiție și a amintit de rădăcinile noastre. Și noi aducem un pic mai mult gen streetwear, e perfect, cu cocoșă. Suntem toți un pic cocoși și noi. Îmi place ce spui, îmi place ce spui. Tare! Vagabond și noi. Energie! Vagabond la țara și vagabond din București. Așa este, uniune aici, frați. Bam, bam, familie. Băi, dacă vă place ce se întâmplă aici, abonați-vă, dați vorba mai departe și stați aproape să vedeți ce urmează. Mai bine!
foarte tare în zană. Stai aici, nu știu acum. Sincer, dacă m-ar lăsa, m-aș urca acolo să fac o poză. Da, nu știu să zic, dacă dă bine sau nu dă bine. Mai am pământ să revin înapoi. Yeah. Vlogger te faci, gata, YouTube. Zici și tu, bine ați venit pe canalul lui Cosmin. Da. Asta zic. Da. Așa. Foarte bună energie aici, am revenit în curând. Vă salutăm și o să vă zicem o seară bună. Pentru asta s-a terminat episodul. La revedere! Știți! Și faci așa. La revedere!